Bună dimineața! Vă salut cu bună dimineața, că e ora 8 dimineața, dragii mei, urmăritorii mei. Astăzi am venit din nou la Stupina și începem pregătirea pentru muncă. Ud pe stupi. Începem de la primul de aici, familia numărul 0. Să vedem ce are în magazie, ce are în cuib. Fosculez de mur. S-ar putea să aibă ceva, dar s-ar putea să și nu. Să-mi pun ochelarii. Poate are boci, poate. Are un pic ceva în magazin. Foarte puțin. Trei rame. Sigur are boci, că de-aia au făcut numai 3 rame. Aici e o ramă curbată sau s-o rupt. Deși era nouă, s-a rupt. Puie, dar are mult strânt. Nu mai va putea regina să ducă, are și boci. Da. O să băgăm înapoi.
izvor de prima ramă. De puiet căpăcit, eu scot, eu duc la roiuri. Să-i dau și lui una la clădiri. Regina, să mutăm în partea asta la altă, la toamnă te schimba, bine încoace, așa, fuge, nu, ce putem avea, așa, bravo. Pură și miere, măgar în mijlocul cuibului, asta o dăm margine. Thank you.
să-l și ducem. Cred o ramă, s-o rupt în mijloc sau s-o întâmpla ceva cu ea. Nu s-o rupt, de fapt, s-o curbat. De... Era lemnul verde ceva. Și s-a făcut ca o barcă aici. Așa. Dar voi trebuie să stați înăuntru, hai da. Hai, hai, știu că n-aveți loc, da. Vin, la spetează.
i-am pus o magazie și i-am curățat bocile.